Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. Adriana vrea cu tot din adinsul cuplu, așa că nu mă interesează cu cine ar putea face. Bineînțeles, frica de eliminare, normal, pentru că nu are cuplu, plus că nu-i de la început, ăștia care îți veniți primii sunt cam protejați. Că de asta și mai aduc în casa mireasa, ca să aibă ce elimina. Deci n-are cuplu, poate să plece. Așa că a încercat să se apropie de doamna Mariana, mama lui Albert, bineînțeles. Am văzut că stătea cu ea afară în curte la fete, pe balansoarul acela, se legănau. Și Adriana se prefăcea că o interesează familia lui. Bineînțeles că Mariana și-a dat drumul la gură, a vorbit de bunici, a vorbit de copii, povestea de el când era mic, toate fleacurile care pe Adriana normal că nu o interesa. Dar are și un rol în casa mireasa și trebuie să-l ducă la bun sfârșit. El n-a zis nici că o place, nici că nu o place. El doarme, știți că i-a dormit. Asta e felul lui, a dormit. Sunt oameni din aceștia, să știți. Nu e primul pe care l-am văzut. Dar și el tot la fel. El nu e în pericol, pentru că el e mirele săptămânii. Nu știu a cui mire este, dar uitați că îl ține staful pe locul tăi. Staful ține, nu noi. Nu, pentru că am văzut foarte multe comentarii negative. Exact ce face. Nu sunt negative, sunt comentarii reale. Staful ține pe locul întâi. Poate că să atragă și el vreo fată, că doar cu locul în top să atragă, că altfel văd că nu e interesată niciuna de el, doar pentru acest lucru, pentru top. Și pentru că este în top, au foarte mari șanse la marele premiu, asta se știe, asta știe toată lumea. Așa că am văzut-o pe Adriana cât de mult încearcă să se prefacă. Pentru că eu nu sunt atentă doar la ce vorbesc ele și la, mă uit și la expresia feței, mă uit și la expresia ochilor și nu se vede nimic. Deci, interesul e topul, interesul e eliminarea și de ce nu? Și marele premiu. Laura cea nevinovată, mică și puternică, așa cum singura a spus, povestea cu fetele, pentru că nu are cuplu, nu are. Cristian a părăsit-o pentru Antonia. Mă mir asta, adică să părăsești o fată ca Laura pentru o fată ca Antonia. Oricum nu se potrivea cu Cristian. Nu se potrivea deloc, mai ales la înălțime. Măcar Antonia e puțin mai înaltă, nu mult, dar puțin mai înaltă. Și ce povestea ea cu fetele când era ea mică și se ducea la Marea Neagră, în vacanță, cred că părinții, adică sigur, aduna scoici. Scoicile la Marea Neagră, eu nu mai știu acum cum e, dar înainte, dacă nu te duci la primele ore ale dimineții, toată lumea le adună. Le adună, le duce acasă, poate să facă ceva cu ele, dar le adună și localnice, pentru că ați văzut ce fac. Tot felul, mărgele, casete și multe. Așa că ea a găsit lângă jacuzzi, a găsit o scoică și voia să o dea cu carioci și apoi cu lac de unghii. Dar scoicile care le găsea la mare, la Marea Neagră, când le dădea cu carioci și după aceea cu lac de unghii, zicea că luceau așa frumos. Asta făcea ea când era mică. Dar scoica aceea găsită la mireasa, când a colorat-o, nu lucea. Îi spunea Adrianei, parcă. Zicea, ia pune scoica la ureche și să vezi că auzi marea. Dar n-a auzit nimica. Eu am găsit aici scoici foarte mari. Bineînțeles că am mai și cumpărat din alea foarte mari, pentru că nu plec eu pe plaje să adun la scoici. Iarna mai mult, pentru că vine furtuna. Sunt foarte multe furtuni, n-au trecut încă, abia aprilie o să mai avem. Și după furtună găsești. Dar trebuie să fii acolo, imediat după furtună. Am găsit de multe ori, am foarte multe scoici, de la Marea Mediterană. Și Laura... Cu asta s-a îndelit nicea. Da, păi, e foarte naivă, a avut dreptate, Calet, foarte naivă. Că din naivitate a și fost părăsită. N-avea nimic, absolut nimic în comun cu Cristian, dar Antonia are chiar foarte multe lucruri.
Antonia vrea să se apropie de doamna Daniela, dar normal. Trebuie să cucerești întâi mama și după aceea băiatul. Știți că Daniela când se apucă să explice, să pierde în explicații, eu nu înțeleg nimic ce vorbește ea. Nu înțeleg pur și simplu. Și printre altele îi spunea Antonie că atunci când apar faze cu ea la televizor, în live și dă, Antonia e foarte interesată, dar mi se pare normal asta. Adică dă faze cu tine tot felul de ce ai făcut, lucruri ce ai făcut și să nu te uiți. Mai zicea Antonia, câteodată e mândră de ea, câteodată e rușine, atunci cu scenele ferbiți cu Valentin, păi ea era foarte înfierbântată atunci, să mai gândea la camere, dar în live chiar i-a fost rușine că am văzut cum făcea. Și zicea că vrea să o cunoască mai bine. Iar Daniela îi spunea că vrea să o țină sub observație și dacă observă ceva la ea să-i spună. Antonia, da, da, chiar vreau să spui, sigur că da. Apoi a băgat iar aceeași placă cu eu nu sunt așa, cum să nu fie așa? Asta poți să te prefaci o zi, două, dar nu de două luni și ceva, ea nu e așa, e altfel, adică joacă un teatru acum. Că are mai multe, fiind gemeni la zodia, are mai multe personalități, iar doamna Daniela zicea, da, sigur că da, ai mai multe. Păi, ai mai multe personalități, dar nu sunt toate ok personalitățile. Apoi a început să vorbească de zodia, am văzut că doamna Daniela știe destul de multe, dar amândouă se exprimau foarte dificil, mai ales doamna Daniela, foarte dificil, încerca ea să explice niște lucruri acolo, nu știu cât o fi... Înțeles. Antonia, am văzut că o plictisea discursul Danielei și se mai băga peste ea, adică nu o lăsa să termine, se băga, vorbea peste ea. Vorbea peste ea când se apucă Daniela cu tiradele, apoi nu mai termină veci. Că de asta nici nu e prea apropiată de mame, ca să vorbește cu ele, vorbește, dar celelalte sunt femei simple. Nu înțeleg ce vrea să spună, să vorbească așa mai pe înțelesul tuturor dacă vrea să fie... Nu prietenă, cât de cât apropiată de celelalte mame. Asta în caz că vrea. Luni seara a fost o seară de relax. Am văzut că toți concurenții au participat la bucătărie, au pregătit șaorma, au mâncat împreună. Bine, care a vrut? Toți. Că mai sunt și vegetariene. Valentin încearcă și el ceva cu Elena. Păi nu poate să șadă singur, că știți, eliminarea. Avea dreptate Caled când spunea că... pun presiune pe tine. Păi fiecare sezon a pus presiune. Mi-a zis și mie o fată din sezonul 2, care tot era salvată de la eliminări și mi-a zis, după ce s-a terminat, m-a sunat și zicea staful, îi spunea, când mergeau la testimoniale, bineînțeles, fă și tu un cuplu că nu mai putem să te ținem în casă. Și a încercat cu unul dintre băieți. N-a mers, că nu se potrivea absolut deloc, ea fiind cu vreo 7 ani mai mare. Așa că asta face staful, pune presiune pe ei, faceți cuplu, ce credeți că nu le spune la testimoniale când se duc fără camere, că acolo îți dai jos la valiera și îți dă alta. Dar între timp pot să-ți spun orice, că și mie îmi spuneau de asta știu, și mie îmi spuneau multe lucruri. Apoi când plecam zicea tot ce am vorbit aici să nu spui și nu puteam să spun, pentru că auzeau dacă spuneam și atunci era... Nu-mi dădea telefonul să vorbesc și eu cu copiii. Asta mi-era mie, că de asta ascultam. Pe toți își șantajează cu ceva, să știți. Nu doar pe mine sau pe cei din sezonul 2. Așa că l-am văzut iar din nou pe Cristian cu Antonia. Cu vrăjeala, cu te vreau doar pe tine, ea spunea. Și făcea, de ce nu mă crezi? Dar stilul ei, exact cam aceleași vorbe le spunea și lui Valentin, cu același ton. Cum place rău și cu pisiceala aia ei, el nu se ține tare, să avem răbdare, ea nu are răbdare, normal. Știți că duminică parcă era grămadă pe el să o sărute și n-a vrut, după aceea trebuia să spună dacă sunt în cuplu sau nu. El ezită, dar apoi spunea ea că îi trezește emoții și bă, tot acum ăsta. Blablaurile obișnuite care le-a spus, nu zicea ea că simte profund pentru Albert, după aceea a simțit profund pentru Valentin, după aceea
simte, acum simte profund cu Cristian, care îi trezește emoții pe care nu le-am mai avut. Deci, asta e Antonia. Cam atât am avut pentru azi. Vă doresc în continuare o zi plăcută și la revedere!